Cu cine vorbești, mă, acolo? Nu, Alexandra, ăsta e numele serialului. Hai, mă, lasă-mă, că ai nebunit și tu de tot. Deriglații. Genul programului. Prejeală. Mamă, ții minte, eu i-am făcut poza asta. Mă, dar știi careva pe unde dracu umblă Alexandra? Ce dracu mai învârte? Păi de ce credeți că caut poză cu ea? Trebuie să o dăm dispărută. Nu mai găsesc deloc. Hai mă, o dai dispărută. Știi cum e Alexandra? Cine știe la ce studio de video ce ați angajat? Bă, dar voi nu vă gândiți că am văzut eu o știre pe freer.com cum că ar fi niște traficați de proaste pe oraș, ci că le ia, le prostește, le face mai proaste că sunt deja. Ce vă uitați ca curca în lemne? Că Alexandra ar fi perfectă, e proastă proastelor! Mi-e frică! Da, mă, crezi tu că s-a angajat la studio de videochat? Sunt convins! Eu zic că vine și cu bani acasă. Da, fată Mirela, da! Da! Dar dă-o dracului, dă-o dracului! Cum să-ți vorbească ție așa? Da, fată! Da! Da! Da, fată! Vină la mine, vină la mine și spune Mihaela! Asta ți-a zis după aia, nu? Chiar mămicuța e aia, drag, da? Mihaela! Da. Dar nu că trebuie să vii la mine, trebuie să bem o cafea să povestești. Dar nu e imposibil, fata, așa ceva. Cum să-ți vorbească sărăcia aia? Dar du-te, bă, dracule, dar ce dracu, dar nu mă vezi deloc. Ai rămas și chioară. Să fie al dracu când vorbești la telefon, nimic n-auzi. Tu ce dracu mai ai, fata? Ce dracu v-a lovit, mă, pe tot, dar sunteți cocorosos în casa asta? Da, fată, aia bătrână, nu știu ce are, nu știu la magneziu, nu știu ce dracu are. Olă, Alexandra. Hai, Florina, cum să-i spui așa ceva? Păi e vina mea, știi și tu cât de proastă e Alexandra, sigur au mâncat o dracu câine. Hai, mă, Cătăline, nu mai plânge, că mai mult ca sigur a plecat în vacanță sau pe undeva. Sau chiar au mâncat-o câinii. Ce-ai mă ăsta de plânge? E Alexandra dată dispărută și nu mai poate de dorul ei să plânge pe aici. Nu știu ce să mai fac, mama e. Alexandra, că o știi și tu. A plecat iubirea vieții mele. M-a lăsat la greu. Ce aveți mă că Alexandra nu e dată dispărută? A plecat până la spital că a visat că doare capul. Aoleu, e la spital? Da, o internat-o. Aoleu, păi chiar așa tare o doare capul? La psihiatrie. Dumnezeu să o ierte. Puh, că m-am și calmat dracului, am crezut că cine știe a pățit ceva. Păi și eu acum ce fac de gagică? E, aici nu mai știu, nu mă bag în treburile voastre. Păi dacă e la psihiatrie, o ține acolo minim 2 ani de zile, că trebuie să o spele pe creier. Păi și eu ce dracu fac de gagică 2 ani de zile? Intri la menopauză. Păi aia nu era doar la femei? Exact. Hai mă, lăsați-mă pace, eu ce fac fără gagică 2 ani de zile? Că nu s-a soaște pătut aia de acolo până vine. Tinder. Iubire adevărată, domne, n-ai văzut. Ce faci, mă, secătură, mă? Abia a plecat aia de acasă și tu-ți cauți altă panoramă? Tu la mine acasă cu ea nu vii, uite-te aici. O să vin cu ea acasă și o să-ți placă, o să vezi. Dacă te prind cu ea, să vezi ce-ți fac. Mare, mare, belea, mă duc direct la ea. Da, mă, deci îți căutăm altă gagică sau mă duc să o enervez pe mama? Da, îmi căutăm gagică. Eu cum dracu am ajuns aici? Hai mă, dezorientatule, hai să ne facem planul. Cum îmi fac rost de gagică nouă? A, deci noi chiar o înlocuim pe Alexandra. Stai mă, băiete, într-un loc, că mai aveți ce dracu. Hello, gata, hai să-mi găsim gagică. Păi spune-ne tu prima oară ce vrei. Cum vrei să fie fata? Cum... ce se este? Cum se plimbă? Vie să fie. Nu la asta mă referam. Bă, dar prost e să mor eu, tot eu să te învăț. Vrei balcon cu panoramă?
sau apartament la demisol? Păi vezi că ești prost, noi vorbim aici de fete și tu vrei să-ți iei apartament. Ce drag. Hai mă, Cătăline, serios acum, cum arată fata perfectă pentru tine? Să fie grasă, să fie slabă, să fie roșcată, să fie brunetă, să fie proastă, să fie inteligentă, să fie neghioabă, să aibă trei picioare, trei boli, ce vrei? Eu vreau o femeie înțepată, mă. Vreau o femeie puternică, să mă pună cu picioarele pe pământ, să știe ce vrea de la viață și să aibă o opinie când vorbește cu cineva în primul rând. Du-te, făi dracului, de aici, că nu stau eu în părerile tale și până la urmă nu mă vezi tu pe mine cum să mă comport într-o magazin, doamnă. La revedere, să știți că o să sun la protecția consumatorului, că nu mă faci tu pe mine. Cătăline, nu. Doar noi vrea să te combin cu Mirela. Are 40 de ani. Ia uite, fă-i ceva, Mirela. Mihaela, unde ești, fantă? Să spun ce mi s-a întâmplat și pe drum încoace. Bună, Mirela. Ce faci, mă, pișcot? Unde-i măta? Mama a plecat până la magazin să cumpere, știi tu, ceva să ne răcorim așa un pic. Dar poți să stai cu mine până vine. A, bine, hai că spun ție până vine, mă, dar băi, deci m-a încercat cu una în magazin, cred că 3 ore în continuu, nu mai pot, nu se prinde de dar nu cred așa ceva, mă, Mirela. Hai, ține dracu de ea ca lumea acolo, că tu nu vezi că dă-n picioare. Dă-i una în cap acolo, să nu mai dea în picioarele astea, că mă izbrește. Da, dar ce dracului aveți, mă, cu mine, lăsați-mă să plec. Taci, taci, că are Cătălin o treabă cu Mirela. Da, mă, și ți-am spus, mă duc Cătăline în magazin și o văd pe fufa aia fix la intrare înainte să intru, știi? Și m-am gândit, mă, asta aici mă pândește, sigur vrea să ia de mine. Și m-am dus direct la ea. Bă, du-te, dracu. Și tipa asta, scuze că te întrerup, tipa asta din magazin avea cumva ochii verzi și un păr foarte negru, așa senzual? Nu știu, dracu, nu m-am uitat la părul și la ochii ei. Dar fii atent aici, că după aia, după ce am terminat cu ea, vezi, domne, că îți cheamă paza la mine, ca să mă dea pe mine afară de magazin, că vezi, domne, că facă scandal pe acolo și îi speri clienții. Te-a dat afară pentru că străluceai prea tare în magazinul ăla și le luai ochii. Hai, mă, du-te! Na, poate că așa era. Dar totuși chiar a fost nesimțită. Adică nu înțeleg cum și-a permis măcar să ridice tonul la tine. Nimeni n-ar trebui să facă asta. Nu știu cum a avut tupeu. Tu ai țipat la un înger. Mă, Cătăline, că m-am roșit dracului toată aici. Mă vede Mihaela, zici că am fost la mare. Hai că și tu ești așa drăguțel. Nu ești așa aruncat de aici de acolo. Are 40 de ani. Ia, taci, dracu. Măi, dar cum ai umblat așa pe stradă? Nu vezi că ai ceva aici în păr? Unde? Unde? Aici? Ce-am păr? Uite, uite aici, stai puțin așa, stai. Uite aici. Unde? Ia-mi, poate e vreo griză sau ceva. Ia-mi, te rog, e frumos. Aveai ceva și pe obraz aici, am zis te ajut. Hai, mă, pișcăt. Ce se întâmplă aici? Oh, shit. Nu știu ce dracu au avut Florina și Andrei de mă legaseră în pat acolo. Cred că au nebunirea în cap. Voi ce dracu faci singur aici? Păi, ce să facem? Uite, Mirela în povestea aia de toate. Da, da, hai, dai dracu drumul aici să vorbesc și eu cu Mirela. Hai, fată, hai, pune-te aici. Ce faci, mă, animalule? Ce faci, mă, turmentatule? Te combini cu Mirela? Da, tu nu știi că găina bătrână face ciorba bună. E, până vine Alexandra acasă, i-am găsit un locuitoare. Păi de ce credeți că... că caut? Nu puteam să pozitez privirea ori pe asta, ori pe prietenul ăla și eram de drept cum mă uit. Aici. Aici te uiți. Așa funcționează, dragii mei, prieteni. Aici trebuie să te uiți. Ce e tine? Ce faci, mă, Mărlan? Ce vrei să aibă femeia? Tu-te buși coreografie, tu-te buși coreografie, lecție de anatomie, facem mare gălăgie. Dubla 60 pentru rec.